Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul Cătălin de la Strehaia. Prieteni, suntem la plimbare, pe jos, la noi în oraș, în Strehaia, bineînțeles. Și am zis să mai discutăm și noi una alta. Prieteni, Tomi este plecat la Severin cu soția lui la o petrecere, iar eu am decis să stau acasă, să mă mai plimb, să mai fac puțină mișcare pe jos, singurel, deoarece Anca cu Darius sunt și ei la plimbare, dar ei nu vor să se plimbe pe jos, spune că e obositor. Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul Cătălin de la Strehaia. Prieteni, am venit aici cu Alin la spălătorie. Spală mașina pentru că a făcut o provocare de viteză pe TikTok și a aruncat mai multe ouă pe mașină. Și acum e la spălătorie aici lângă poliție. Avem și poliția aici în spate cu noi. Da, mă, prieteni, și ce să vă mai zic, că... Mama, Alina, ai văzut ce a căzut după tine? Ce? Ce? Nămol. Și nămol. Cic. În fine, prieteni, ce vreau să vă spun este că reparația la acoperiș a fost gata. Curățenia am amânat-o într-o altă zi, să vedem dacă o să mai avem timp să mai facem. Dacă nu, cât a stat până acum podul cu tot felul de chestii pe acolo prin el, o să mai stea și așa mult și bine, părerea mea. Pentru că am vorbit și cu Tomi, am vorbit și cu Anca să facem curățenie în pod, dar nu vor. Înțelegeți? Așa. Iar Tomi acum este plecat la distracție undeva pe la Severin, la nuntă, împreună cu soția. Anca se plimbă de ture cu Darius prin oraș și eu l-am văzut pe Alina aici la spălătorie și am zis să mai stau puțin să-l salut. Înțelegeți, mai prieteni? Și o să merg și eu la patroana să văd ce mai face, la Leo, după ce o să spele mașina Ion și cu Alin. Ia uite, spală mașina. Alin. L-avem și aici pe Ion. Dau preșul ăsta jos, Aline! Da, aha! Să-l ajutăm pe Alin puțin. Îl ajutăm puțin, prieteni. Nu putem să stăm cu mâinile în sân. Să vedem aici cum se chinuie. Ia pune aici. Știi? Scutură-le și le pui aici. Toate. Prieteni, curățăm mașina și după aceea mergem acasă. Mașina e curată. Da, prieteni, suntem în mașina lui Alin, proaspăt curățată. Ia zi-ne, Aline. Da. E vreo problemă, ceva? A uitat ouăle în filtrul de aer, cred. Aoleu. Mamă, deci ți-au intrat ouăle în filtrul de aer. Da. Mașina. Dar măcar e curată. E cât de cât, da? Da, cât de cât e curată. Am revenit, prieteni, și noi de aici, de la Strehaia. Prieteni, mai stăm și noi aici de vorbă cu Alin la un energizant. Este și ursul aici cu noi. Și papi. Salutare! Ce mai spui, ursul? Nu mai spun Cătălină din Cătălină. Și după aia nu mă mai crede lumea. Cu 4, bravo, ursule! Ești chill, înțelegem, nu? Bravo! Da, măi, prieteni! Ce vreau să vă spun este că porumbeii au rămas la mine acasă.
O să merg acasă și o să-i aduc lui papi. Vrei să-ți dăm porumbei? Da. Pe bune. Ce acest? Da, adă să le fac tot cană. Păi da, spui mă, smici. Hai să-ți dau să-i vinzi la târg. Nu-mi trebuie nimic, doar să iei. Ce acest? E unul care crește porumbei lângă Stănescu aici. Iei tu și-i duci lui. De direct, am dat soxa. Nu merg, nu. E prea complicat pentru mine. Păi și tu ce vrei să faci? Eu vreau să-ți dau ție. Deci nu vrei să iei, nu? Ali, nici atât. Mihai Alumoț. Mihai Alumoțu? El ia porumbei? Nu. N-ai numărul lui? Da, mai prieteni, o să mergem să vedem ce face și patroana. Ce face papi patroana? Unde-i patroana, papi? Unde-i patroana? Patroana e la grătare, acolo l-a așteptat pe Alin. Hai Alin, la patroana. De acum a ridicat masa, nu mai e nimic. A ridicat masa? Mai sunt doar scaunele. A, masa a ridicat-o, dar scaunele nu. Revenim, prieteni. Merge câte? Merge banda. Merge banda. Ia mă, de pe cătare aici, arată cătare. Păi da, dar stai că voi ați dat cu ouăle. Știu. Nu. Păi ei au dat cu ouăle. Păi da, păi da, da, da. Diana a dat provocarea. Alina a dat cu ouăle și după aia s-a băgat la somn. Păi a dat comanda. Sunt ouă și pe plafon. Păi și eu, și ce-am finut cu mașina? A, și am căutat barta aseară, dar nu niște ouă deasupra. Păi vezi că am dat și pe mea. Da? Abia am spălat-o la spătorie. Păi stai, ce v-ați dat cu ouă pe care? Nu, tu proastă provocare. Mă vine zăpada, mă vine iadă, aruncă pe aia. Prieteni, acum mergem la patroana să vedem ce face. Ne-a chemat să-i băgăm reșeu în priză, că nu știe. Prieteni, uite așa, am găsit aici tata lui patronul. Poză. Vedeți? Prieteni, am revenit și eu aici din cameră de la Leo. Ce faci unchiule acolo? Tot pe TikTok, mă, tot pe TikTok? Ai mai găsit ceva nou? Nu. Prieteni, Leo stă toată ziua pe TikTok. Are foarte mulți fani care vor să vorbească cu el. Are foarte multă lume care îl susține. Da, eu am venit pe la el pe aceea prin vizită să văd ce mai face, văd că totul e bine. Prieteni, suntem în cameră aici la patroana. Am revenit de aici de la patroana, da, din cameră. Să umbli cu mine de acum că să faci bani. Păi nu știu, patroana, să vedem. Da, prieteni, și ce vreau să vă spun este că intrăm chiar acum, după ce o să fac vlogul ăsta, o să intrăm pe TikTok, pe da, o să, TikTok să, să cu patroana. Cum te cheamă patroana pe TikTok? Patroana de la Strehaia. Patroana din Strehaia sau ceva de genul. Nu știu nici cum și o să intrăm acolo, să mai facem meciuri, să mai discutăm cu oamenii și na. Prieteni, nu știu de ce, dar afară s-a lăsat frigul. Este un frig de zici că vine iarna, s-a înnorat tot cerul, nu știu, cred că o să vină o furtună. Patroana stă în pat, i-am dat drumul la reșeu aici și stă liniștită în pat. Și acum o să mai stau și o puțin, o oră, o să facem live și pe la 8 așa vreau să mă duc și eu acasă, să mai stau și o liniștit. Prieteni, cam atât a fost vlogul de astăzi, mulțumesc că m-ați urmărit. Sănătate, prieteni, urmăriți-l și pe tată, prieteni. Mulțumesc, patroana. Pe Sângur l-a lăsat mama la lui Sângur. Ține la Bogdan de pe la Căt. Uitați-vă și la el, vă rog frumos. La revedere tuturor și o zi minunată la toată lumea.